trebuie să învățăm să facem pâine în casă. Pâinea familiei care să fie de toate zilele. Nu să cumpărăm neapărat de la magazin. Și o să învățăm să facem o rețetă de pâine foarte gustoasă și rapid. Prima dată, punem făina, adăugăm apa, drojdia și o linguriță de zahăr, o lingură, puneți o lingură în mână. Zahărul va ajuta să se activeze drojdia și va da și un gust mai bun pâinicii. Drojdia proaspătă se poate înlocui cu drojdia uscată. Da, da. Ce tip de făină folosim? Deci folosim făină de la moară sau din comerț. Puteți adăugați și tărâțe de grâu, dacă vreți să iasă mai neagră. După ce incorporăm bine drojdia, punem într-un colț 3 linguri de sare. Folosim o linguriță de sare la câtă făină? La 1 kg. La 1 kg de făină. Da. Și o acoperim aici, colțul acesta, îl acoperim întotdeauna să nu se atingă cu drojdia. Și putem deja să începem să amestecăm. Drojdia nu se împrietenește bine cu sarea. Dacă se amestecă cu sarea, deja e pericol să moară toate bacteriile sau o parte din ele și atunci făina, aluatul nu va crește cum trebuie sau nu va mai crește deloc. Da. De aceea izolăm sarea. Da. Da, nu pentru mult timp, decât până incorporăm ingredientele. Și o să avem nevoie și de niște ulei, vreo 200 de ml, un pahar de ulei. Acesta este un secret, o amprenta mea asupra acestei rețete, că eu pun ulei mai mult la pâine. Dacă puneți ulei mai mult și să nu vă fie frică să puneți ulei mai mult și drojdie suficientă, pâinea va ieși foarte pufoasă și va crește foarte bine și foarte fragedă. Să țineți minte, uleiul mai mult pus în pâine frăgezește, da. Cam atât. Pentru cât timp frământați aluatul? 5 minute maxim. De aceea zic că această pâine, în 5 minute o frămânți, după aceea o lași 40 de minute la dospit și o oră la cuptor. Deci asta este pâinea de 2 ore. Pâinea într-adevăr de 2 ore. Este o rețetă foarte simplă. Foarte simplă. Și un produs care nu lipsește niciodată de pe masa noastră. Da, da. Da, și de aia, pâinea aceasta te ispitește să mănânci mai multă, că e proaspătă, e călduță, dar nu trebuie să... Dar e curată. Da, este curată. Uite așa, o frământăm bine. Ia uitați, nu se lipește, e deja moale și fragedă, pentru că am pus ulei suficient, apă câtă trebuie, de 600 de ml la kilogram, nici nu trebuie mai mult. Și nu trebuie să mai adaugi absolut nimic. La această rețetă simplă se pot adăuga alte cereale sau da, se poate modifica, puteți se poate îmbunătăți? Și semințe de dovleac, semințe de chimen, tărâțe, dar noi aici o facem simplă. Însă permite și alte variante. Da. Aluatul este gata în momentul când nu se mai lipește de degete. Uitați, nu se lipește nici de degete, nici de lighean. Atunci este gata. Dacă se lipește de degete de lighean, aluatul nu este gata. Și mai adăugăm făină. Sau ulei. Sau ulei. Dar ce mai bine făină. Gata. Am terminat cu pâinica. O să o lăsăm acum 40 de minute la loc cald. Facem 3 cruci ca să iasă pâinica bună. Frate Daniel, au trecut cele 40 de minute. Ce se întâmplă acum? Vedem acum a crescut. Foarte frumos a crescut. Asta este primul semn că vom avea o pâine bună. Dacă a crescut cel puțin de 2 ori, vom avea o pâine gustoasă. Și acum se întâmplă că trebuie să le punem la tavă. Mai frământăm un pic aluatul ca să-l modelăm. Să-l punem în tavă. De data aceasta mai puțin? Mai puțin. Decât cât să scoatem aerul din el. Folosim un pic de făină, nu de ulei, vă recomand să puneți făină
Și acum o să punem pe blatul de lucru. Și de aici o să facem 4 chifle mari. Îl tăiem în 4. Cam cât trebuie să cântărească fiecare chiflă? Dintr-un kilogram îl dați în 2 chifle. Eu aici am mai multă făină. În 2 chifle mari sau 4 chifle mai mici. După ce am făcut chiflele, le modelăm puțin cu mâna, ca la cașcaval, și le punem în tavă. Deci rețeta aceasta, în 2 ore, trebuie să se facă. Cât își menține prospețimea? Cât putem păstra ulei? Pentru că are mult ulei în ea, această pâine stă și 3 zile proaspătă și va fi foarte, foarte densă, proaspătă și fragedă. Cam aceasta este pâinica, 4 chifle mari, ele își mai, vor mai crește în continuare, trebuie să mai crească, le mai lăsăm încă 10 minute, maxim un sfert de oră, după care le băgăm la cuptor. Pâinea are o simbolistică sfântă și de aceea se numește cea de toate zilele sau cea de o ființă, fără pâine nu se poate. În vechime, în Orient, în Palestina, pe vremea lui Hristos, a Sfinților Părinți, mâncau numai mai mult pâine, asta era de bază. Deci pâinea nu lipsea, era pâinea, rețeta, cea istorică, să zicem așa. Încercăm și noi să facem, să am mai adaptat-o pentru zilele noastre, dar oricum este naturală și gustoasă. O băgăm la cuptor, la mijloc cuptorului, 180 de grade, o oră și 12, o oră și un sfert, și sus și jos. Gata pâinea. Hai să o și degustăm. Pâinea de acasă, pâinea bunicilor, pâinea familiei și pâinea călugărească, cea mai bună, ușor de făcut și foarte gustoasă. Cea mai bună pâine. Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.